Ciobanii din vestul țării sunt terorizați. Șacalii, niște animale rare în România, au dat năvală în turma de oi a celor de la penitenciarul Timișoara. 66 de mioare au fost fâșiate pe loc, iar alte 15 rănite. Ultimul atac al haitei a avut loc azi noapte, însă bacii de la stână au reușit cu greu să țină jivinele la distanță. Detalii are Roxana Tivadar. Bună seara, Roxana! Bună seara, doi șacale au fost uciși de angajații stânei, iar restul sunt monitorizați. Se pare că au ajuns la noi din Serbia în urmă cu 2 ani, atunci când vânătorii de acolo au măcelărit haite întregi. Pentru că iarna a fost lungă, s-au apropiat tot mai mult de oraș în căutare de hrană. Potrivit legii, șacalii nu pot fi împușcați decât după data de 15 mai, atunci când se deschide sezonul de vânătoare. Șacalul este un mamifer carnivor sălbatic, mai mic decât lupul, însă la fel de feroce. Deși o apariție rară în țara noastră, a pătruns și în fauna autohtonă în urmă cu 40 de ani și o colonie destul de numeroasă s-a aclimatizat și în delta Dunării. La noi specia nu este protejată. Cine ar fi crezut că la noi în țară vor ajunge șacali? Mai nou, animalele de pradă migrează din sudul Europei și intră în Banat prin Serbia. Au măcelărit mai multe turme de oi în satele din vestul țării. Ciobanii au descoperit că șacalii vin în haite la stână. Acum sunt pândiți de vânători. Ca copii fac. Originar din Asia și Africa, șacalul auriu este un carnivor sălbatic de temut. Trăiește în haite, se înmulțește vertiginos și s-a adaptat perfect în zonele mediteraneene din sudul Europei. De aici a început migrarea șacalilor spre Bulgaria, Ungaria și Serbia. Au cucerit pe de o parte Dobrogea până în Balta Brăilei și Bărăgan, iar pe de altă parte, haituiți de vânătorii sârbi au trecut granița de vest și au pătruns în Banat fără probleme. Au apărut în zona pădurii Banloc, atacă răzleți, dar fac pagube mari la ciobani. Înfometate, animalele atacă în haită, numai noaptea. Ciobanii din zona Partoș, de exemplu, sunt îngroziți și spun că șacalii sunt mai răi decât lupi. Zici că ar fi fost șacali. Zici că ureche ca om, ha, rotundi, cu coada scurtă și cu maro, cu sura, ha, cum se. Și se retrag aici. Am văzut-o la un prieten. Și acum fac, dacă merg într-o noapte afară, i-auzi. Vin în zona noastră, Banatului nu au fost deocamdată. Datorită încă. Disperați, ciobanii au trecut la ofensivă. Vânătorii angajați de ei pot trage oricând asupra șacalilor, întrucât legea le permite acest lucru.